Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Da. Fiindcă avem în minte problema de ieri, o să încep cu asta și anume spune așa. Dacă 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt pătrate perfecte, dacă 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt pătrate perfecte, nu-i spunem lui Daria, n-ar decât să uite pe film. Asta vă face. Deci dacă 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt pătrate perfecte, atunci n este sigur multiplu de 5. N egal cu 5 ori K. Deci dacă 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt simultan, adică în același timp pătrate perfecte, atunci n egal cu 5K. Atenție! Aș vrea să vă spun, ca orice număr natural, el are o sumedenie de cifre și la un moment dat are cifra unităților A, să zicem. A, ce posibilități ar avea? 0, 1, 4, 5, 8. Deci A poate să fie de la 0 până la 9. Ca orice cifră. Orice da, cifră. Dar trebuie să fie obligată în cifra perfect. Deci e multiplu de 5. Nu, noi gândim în general acum, o să gândim așa. Păi dacă e multiplu de 5, nu trebuie să termină 0 și 5. Discutăm despre problema în general. Adică dacă orice număr natural n-are și cifra unităților. Da, da. Da? Deci A-ul ăsta, ca cifră, poate să fie cui? Poate să fie de la 0, 1, 2, până unde? Până la 9. Astea se poate situație pe care le poate lua A. 0, 1, 2 până la 9. Atenție! Ce îmi spune problema? Că trebuie, dacă sunt îndeplinite condițiile acestea, atunci nu trebuie să fie multiplu de 5. Nu este să divide la 5 cu adică ar trebui să fie 0 sau 5. Adică ultima cifră, în loc să ne spună că în condițiile astea ultima cifră este 0 sau 5, el spune să se divide la 5. Deci, cu problema corectă, cum a fost formulată așa într-un limbaj al nostru? Putea spune așa. Dacă 2n plus 1 e ca un pepăr, cu un pepăr, și 3n plus 1 e ca un s pătrat, dacă e pepătrat și s pătrat, atunci au ia valori 0 și 5. În loc să ne spună că se divide la 5, atunci cifra unităților au de 0 sau 5. Atât are șansă să fie 0 sau 5. Noi spunem că nu suntem de acord cu asta. Adică în ipoteza asta, că se întâmplă așa ceva, trebuie să rămână în varianta că are valori 0 sau 5. Noi luăm pe A, începând cu 1, cu 2, suntem ce se întâmplă, cine caz apare? Da? Deci dacă A, analizăm. Am analizăm cazul mare. Cazul ăsta. Adică nu suntem de acord că are obligația să fie neapărat 0 sau 5, ci au poate să fie și alte cifre. Ce se întâmplă dacă este și 1 și 2 și 3 și sunt lucruri necaz? Ia să vedem. A egal cu 1. Dacă A egal cu 1, atunci rezultă că nu arată cam așa. Multe cifre și la sfârșit 1. Da. Cine se vede la 5? Stai să-ți vedem. Așa arată el. Dar 2n plus... Și nu se divide la 5, da? Noi mergem cu negație. Cum se divide la 5? Suntem împotriva ce își spune autorul. Ia să vedem 2n plus 1 atunci, cum arată? 2n plus 1 va arăta, dacă îl dublăm, ce înseamnă când îl dublăm? Cât e ultima cifră aici? 2. Deci va arăta așa, puncte, puncte, 2 și plus 1. Care va da un număr, puncte, puncte și la sfârșit, 3. Păi 2n plus 1, când se termină 3, mai este pătrat perfect? Nu.
Deci am intrat în contradiții. Deci am intrat în contradiții. Dacă cumva îl iau cu noi egal cu 1, dăm peste, stricăm ipoteza. Deci acesta nu este pătrat. Nu este pătrat. Dar l-am contrazis pe... Am contrazis ipoteza. Deci așa ceva nu se poate. Cu 1, a egal cu 1 nu se poate, intrăm în contradiții. Mergem cu a egal cu 2. A egal cu 2. Atunci nu cum arată? Nu arată n egal cu puncte, puncte, puncte 2. Da. Atunci 2 în plus 1 cum va arăta? 2 în plus 1 va arăta ca puncte 4. Puncte, puncte 4. Și plus 1. Puncte, puncte 5. Adică egal cu puncte, puncte 5. Dar asta se poate divide la 5. Însă trebuia să fie simultan. Hai să-l cercetăm pe 3 în plus 1. În condițiile astea 3 în plus 1 cum arată? 3 în plus 1. 3. Un număr lung cu 7 coarte. Deci un număr lung cu... Că la capăt, da? Da. De ce văd? 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6 și 1, 7. Deci am luat un număr lung, final cu 7 în coarte. E, un număr care este în 7, mai este multiplu, este pătrat perfect? Nu. Nu. Nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Și am intrat, iar în contradiție. Fals. Pentru că noi aveam, ce aveam stabilit? Că 3 plus 1 este pătrat perfect. Pe urmă, analizăm mai egal cu 3. Vedeți că noi am două. Prima nu mi-a dat informația, dar al doilea îmi dă informația. Da? A egal cu 3. Ce se întâmplă atunci? Egal cu 7. Nu e egal cu puncte, puncte. 7. 3. Și atunci 2 în plus 1. 3 în plus 1 face... Puncte, puncte 7. Puncte, puncte 7. Și 7 este... numele care este 7 este pătrat perfect. Deci fals. Și aici este. Fals. Deci nu este pătrat perfect. Nu. Este pătrat perfect și... E fals să gândim cu nu egal cu a egal cu 3, mă dintr-o contradicție. A egal cu 4. Atunci nu cum arată? E n egal cu puncte puncte 4. Un puncte puncte 4. Și 2 e plus 1 egal cu 8. 2 plus 1 egal cu... Puncte puncte 8, 9. 2, 4, 8 și... Da? Puncte puncte 9. Și nu-mi place informația asta. Mă duc la 3 plus 1 să-l cercetez. 3 plus 1 cât dă? 3 ori 4, 2, și cu 1, 3. Deci dă puncte, puncte, 3 în față. Și de asta, ăsta spune, nu-i voie, că se termină în 3. Deci nu este pătrat perfect. Fals. Când noi atacăm, e pătrat perfect. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Nu, nu l-am luat pe 5. A egal cu 6. 6. Nu-i cât arată cu... Va fi cu 6 în 4. Da. 2n plus 1 care fie 13. Da, 2n plus 1 cât face? 3 la final. Face cu 3, da? Da. 2 la 6, 12 și cu 1, 3. Perfect. Și practic cu 3 nu este pătrat perfect. Deci mă chinezi copilul în cealaltă. Deci nu mai cercetăm pe cealaltă. Când a dat informația. Da. Corect. Fals. Pentru nu e egal cu 7, ia să vedem. A egal cu 7. A egal cu 7. N egal cu puncte puncte 7. Unde rezultă că 2N plus 1 este egal cu puncte puncte 5. 2N plus 1 când face 5, nu-mi dăm un mesaj. Mă duc la 2. Așa. Adică o să fie 21, 22, puncte puncte 2. Puncte puncte 2. Fals. Fals. Iar și fals. Cel care se termină cu 2, nu-i pătrat asta. E egal cu 8. A egal cu 8. A egal cu 8. Atunci nu, egal cu... Nu egal cu puncte puncte 8 în 4. 8 în 4 și... De rândă 7. Puncte puncte 7. 2 în plus 1. Egal cu puncte puncte 7. Ești mulțumit? Deci fiindcă se termină 7, nu-i pătrat perfect. Da? Da. Iar și fals. Pentru A egal cu 9 și în sfârșit e ultima.
el are arată cu 9 la sfârșit și atunci 2 în plus 1 cât va fi? Va fi 19, puncte, puncte, 9. Va fi puncte, puncte? 9. 9, da? 2 ori 9, 18 și cu 9. 9 nu-ți dă informații deșteaptă. Nu-mi duce la 3. 3 în plus 1. 2, puncte, puncte, 8. Puncte, puncte, 8. 3 ori 9, 27, puncte, 8. Care nu-i bătrat așa. Fals. Adică toate sunt false. Deci toate sunt false. Deci și ce rămâne? Numai cât să fie? 0, 0 sau 5. Gata, problema. Da? Deci trebuie gândit un pic să stăm pe problemă și să pătrundem în ea. Dar problema destul de interesantă. Foarte fain. Da? Mie, da. Era și eu. Uite, vezi? Dacă am prezentat-o așa, s-am văzut foarte clar. Ca cifră de la 0 până la 9 și noi trebuie să arătăm când rămâne varianta de 0 și 5. Deci încăpățăm noi și spunem că vrem să vedem lecțiile. Da, deci toate sunt false. Deci rămâne numai 0 și 5. Deci e un fel de reducere absurd, cum spun. Da. Nu? Nu e adevărat ce spui tu. Vreau să vedem noi pentru ce la ce se întâmplă. Chiar intrăm în pătrăit și intrăm. Cu ipoteza făcută. Gata, începem și să vedem subiectul care aveți noi. Ai vrea un mic și tu care vrei să mă buni? Hai, vreau. Da. 4n plus 3 supra 7n plus 6 este reductibilă. 4n plus 3 supra 7n plus 6 este reductibilă. Reductibilă. Adică trebuie să fie ce scrie. Aflați numele naturale n pentru care fracția 4n plus 3 supra 7n plus 6 este reductibilă. Exact. Aici pot să spun? Te rog. 4n plus 3 supra 7n plus 6 este egal cu 4n plus 3 egal cu, să presupunem, 1 de ora. Așa. Deci, ne luăm de numărător, da? Da. Că noi vrem să simplificăm prin D. Prin D, da? Înseamnă că 4n plus 3 va fi egal cu 2 ori ora. 2 ora. Și 7n plus 6 este egal cu 2 ori B. Corect. Trebuie să ne gândim cum am putea visăm că îl aducem pe un n la același număr. Cu același coeficient. Da, ca să putem să le simplificăm. Așa, să le scădem. Adică vom amplifica cu prima cu 7 și a doua cu 4. Perfect. Deci prima cu 7 și a doua cu 4 ca să, cu 4, ca să aibă același coeficient. Da? Unde va rezulta? 28n plus 21 egal cu 7d ori A. 7d ori A. 28n plus 24 da. Egal cu 4d ori B. 4d ori A. 28n cu 28n se simplifică. Adică scădem pur și simplu, da? Da? Adică din astea de jos scădem pe ăla de sus. Da. Și ne va rezulta 4, 3 egal cu 3 egal cu 3 din ăsta de jos să scriu pe ăla de sus. Deci 4 de la să scriu ca să 4 de B, de B, 4 de B minus minus 7 de A. Păi cam. Și ce putem face? Să facem. Hai, uite de bine. Să scoate D în factorul comun. Sigur că da. Deci vine 3 egal cu D pe lângă. Pe lângă. 4 B minus 7 A. 7 A. De aici cât oricât se facă 3? 3 este număr prim. Păi da, 3 ori 1. A, da, 3 ori 1 și de aia trebuie să fie 1. De poate să fie 1 și atunci înseamnă că nu se simplifică. Da. Sau 3 și cealaltă să fie 1. Deci de aici merge cu varianta că D e egal cu 3. Că D e egal cu 3. Și B minus 7 A e egal cu 1. Când zici să se simplifice. Da. Păi dacă l-am găsit pe D e egal cu 3, mă duc și eu locuiesc aici. Aici s-a picol, nu are importanță, nu la mine. Da, sunt. Și vine. 4 n plus 3. 4 n plus 3.
egal cu 3 ori A. 3 ori A. Noi după nu e o umblăm. Da. De aceea scădem în cât? În era mai mai 3. 3. În 3. Și o să avem? A cu N egal cu 3 ori A plus 3. Minus 3. Minus 3. Da. De unde acesta? Și de acum scoatem pe 3. Deci vine 4 minus N egal cu 3 pe lângă. Egal cu 3 pe lângă. A minus? A minus 3. A minus 1. Da, minus 1. A scos pe 3. Așa. Ei, de aici, ce ar trebui să se întâmple ca să fie un număr natural? Păi, n-ar avea cum să ne dea, după asta puțin, dacă e nu ar fi... Înseamnă că a plus 1 trebuie să fie mai mare decât 1. Deci a plus, a minus 1 de mai care 1, de acord. Dar despre, ca să rămână în natural, cât ar trebui să fie a minus 1? A minus 1 ar trebui să fie măcar... 3, nu, a, poate, a minus 1 poate să fie mai mult, deși a trebuie să fie mai mare decât 1. Deci ca să, când răspund pe noi de aici, ca să fie în natural, deci despre noi știu că e natural, întrebarea este, ce puteți să spune? A minus 1 ar putea să-mi dea 4. 4, 8. 4, multipli de 4, deoarece... Așa, deci în natural, dacă și mai dată, a minus 1 să fie... Multiplu de 4. De 4, adică 4K. 4K. Adică A o să fie de tipul 4K plus 1. Da. 4K plus 1, da, m-am luat 1. Și acum mă întorc și văd exact pe... locuiesc aici, vine, de aici rezultă. De ce rezultă? Că 4 nu... 4 nu... Egal cu 3... 3 ori... 4K. Corect. Împărțim din 4, egal cu 4. Și nu va fi egal cu... Va fi egal cu 3 cu... Orica. Nu este multiplul de 3. Nu este multiplul de 3 ca. Și atunci se va desfă. Și atunci eu am prins că e 4. Eu m-am uitat, dacă acolo e 4 oriceva și în partea am 3 oriceva, mi-ar trebui să-mi plinim în 2 și să avea ceva. Da, 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 de acolo, de acolo. De acolo merg să ieșiți. Uitați, nu deci de forma asta, la întrebarea ta, ce formă trebuie să aibă nou ca să fie fracția reductibilă? Nu trebuie să fie de tipul 3K. Poți fi 3, 6... 3, 6, 9, 12 și mai departe. Multiplul de 3. În mod sigur se va face simplificarea prin cât? Prin D egal cu 3. Da. Când facem treaba asta. Totdeauna vom putea să poate simplifica prin 3. Bun. Ne convingem? Hai să vedem. Deci fracția 4 e... Deci pentru noi e egal cu 3K sub mie. 4N plus 3, totul supra 7N plus 6, spunem că punem 3. Se scrie 4 ori. 4 ori N. Ori N, adică cine? 3K. Ori 3K. Plus 3. Totul supra 7 ori 3K plus 6. 6. Și egal cu? Să mai departe că nu-i 5. Da. Și vine aici, scoatem un 3 de sus în factor. Da. Și de sus și de jos, vine 3 pe lângă. 3 pe lângă. 4K. 4K. Plus? Plus 1. Plus 1. Totul supra, jos. Totul supra. 3. Pe lângă. 7K. Plus 12. Plus 12. Și prin 3 se simplifică, cum aș fi spus, cum am bărit. De foarte. Da, deci atenție, ai fost pe fază, Horia și cu Ștefan, sper că ați înțeles ieșițiul. Andrei. El, Andrei, da, el da. Ideea este așa, dacă se divide printr-un D, atunci acela numărător trebuie să fie D ori A, numitorul D ori B, și doi căutea să scad din mine. Și pentru asta am mulțit aici cu 7 din place cu 4, este foarte frumos. Da? Și scădem din cel, văd, 24, 21, de jos scădem pe ăsta de sus, îți dă 3. 3 egal cu 4 de B, că din asta de jos a scăzut. Pe aia de sus, 4 de B minus 7 de B, minus 7 de A. Am dat pe 2 un factor, foarte clar, cât ori când se facă 3, de ieșiți de astea mai făcut, dar mă amintiți. A fost și varianta când spuneam să fie ireductibilă. Da, tot așa, deci și ajungem la 3 egal cu 1.
Da, când se este ireductibil, adică nu, prin simplificare prin unul nu poate să iese. Da, și era cu unul și de era în unul niciodată nu scrie. Exact, exact. Acum vreau de la tine niște ieșițe, de la... Ai mâine, vrei să ai spus? Da. Și vreau să faci o primă răbună, pentru treaba asta să-mi pui întrebări la care nu ai tu siguranță. Da? Bun. Da.
Cum faci, oare? Dar să vedem 7% din 300. Adică vedem procentajul dintr-un număr. Adică să scriem 7% pe 100. 7 pe 100. 7 pe 100 ori 300. Exact. Deci, vă amintiți, pe la 100 din X egal Y. Da. Este formula pe care am mai vorbit, de care am mai vorbit. E vorba de a face P la 100 ori X egal cu Y. Noi în problema asta știm procentul, știm din cine se face, din 300 și trebuie să aflăm Y. Da. Deci avem, știm aici. Ce știm? P la 100. Știm X-ul, care e 300. Dar nu știm Y-ul. Și nu știm Y-ul. Y-ul trebuie să facă. Asta e problema de fiecare dată. Și atunci pornim. Pentru situația de aici. 7 pe 100. Y-ul de aici, da? Y-ul, cum mă vede, egal cu 300. Și egal cu? Egal cu... Simplificăm dintr-o 100, 3 la 7, 21. Da? Asta mă gândeam, pentru că și să mă uitam pe niște exerciții, nu am ce trebuie să te simplific acolo. Tu... Sigur că da. Deci 3 la 7, 21. Se simplifică. Pur și simplu, mai intrăm o operație cu fracții. Cum se înmulțește două fracții? Nu? Înainte de a înmulți, facem simplificare. Deci 21 sunt ele care au note între 5 și 5, 29. Da. Din coace, Y-ul, pentru situația asta, T va fi egal cu... Egal cu 11... 11 pe 100. Ori? Ori 300. Ori 300. 0 cu 0. Și 33. 33. Apoi. 25 pe 100. Ori 300. O sunt de 25 pe 3. Ori 25. Adică? 75. 75 ele. Apoi. 31 pe 100. Da. 31 pe 300. 00 simplifică și 3 ori, va fi 63. 63. 93, nu? 93. 93. Următorul va fi 16 pe 100. Da. Ori 300. Egal cu 0 cu 0 se simplifică. 48. Ori 300. Egal cu? 48. 48. Și 10 pe 100. Ori 300. Egal cu? 30. 30. Egal cu 30. Deci vezi, dacă acum îi adunăm pe toți ăștia, trebuie să ne-am 300. 300 de lei. Da? Ia ia adunați 21, 33, 75, 93, 48, 30. Cred că trebuie să fac 300. Da, 205 cu... Dacă am acoperit, așa toți elevii sunt acoperiți cu mătările astea. Deci, când vine 1 și cu 3, 4 și cu 5, da, 9... Da, puteți să faceți direct ăsta... 33 cu... 300. 300, nu, da. Cap de discuție, 300. Cu asta am făcut problema. Deci, din formula asta pe care trebuie să o ții minte, da, totdeauna două sunt cunoscute. Știm procentul și știm din cine se face, trebuie să aflăm care e rezultatul. Altă dată ni se dă procentul și ni se dă Y-ul și trebuie să aflăm X-ul. Bunoară, zic așa, 7% din cine egal cu 21? Chiar asta nu. Da? 7% din cine egal cu 21? Și tu zici, 7 pe 100. 7 pe 100 ori X. Așa, egal cu 21. 21. Echivalent cu un ce? 7, cum să zic, X pe 1, da? Da, X pe 1, de aceea... 7... 7 pe 100. 7X. 7 ori X, ca așa să înțeleg practic. Aha, 7X. X, 7 ori X supra 100. 100 egal cu 21. Acum, dar
Dacă aș avea și aici 100 la numitor? Am amplificat cu 100. Așa, amplificăm asta cu 100. Aici. 7x supra 100 egal cu 21. Supra 100. 210. 2, 1, 2100. Nu? Supra 100. Și unde va fi x ori 7 ori x? 7, deci rezultă 7x egal cu 2100. X egal cu 2100. 2100 împărțit de 7. Adică? Adică 300. 300. Egal cu 300. Cum era deșteptat? Cum era deșteptat? 300. Da? Deci, așa asta a fost o problemă în care am știut procentajul, da? Și am știut rezultatul. Și că nu știu procentajul? Păi, uite așa. Întreb. Cât este procentul? Cât este pe la sută? Egal cu cine? Știm că dacă se face pe la sută din 300, se va obține 21. Deci dacă se face pe la 100 din 300... Adică să fie x supra 7... Deci x ți-l dau. Ți-l dau și pe y, ți-l dau pe p la 100. Ah, și adică și noi ușor cum facem așa. Adică ar fi x pe 100. Nu, nu, pe x ți-l dau. X-ul este. Adică... P supra 100. A, plus supra 100. Plus supra 100. Ori 300. Ori 300. Egal cu 21. Egal cu 21. 0 cu 0 se taie. Așa. Și o să fie x ori cât sunt de 21. Pe ori 3. Pe ori cât sunt de 21. Adică P egal cu 21 împărțit la 3. P la 100. Așa zici. P la 100. Egal cu 21 împărțit la 3. Și egal cu 7. Deci 7%. Deci sunt 3 categorii de probleme. Da? După formula asta, trei categorii. Adică, două din ele ți se dau. Ți se dă pe la 100 și x-ul și-l află pe y. Ți se dă pe la 100 și pe y și-l află pe x. Altă dată ți se dă și x-ul și y-ul, cum l-am dat aici. Da? Am dat pe x cât am dat? 300. Y-ul l-am dat 21. Și s-a pus problema să afle procentajul. Care e procentul lui 21 în raport cu 300? Cât la sută reprezintă 21 din 300? Așa ce? Cât la sută reprezintă 21 din 300? A, deci aici, într-un fel, când nu știi x-ul, îl scrii pe 1 și, într-un fel, înlocuiești când nu știi de asta. El îți spune într-un fel și te găsești. Deci el îți spune așa, cât, uite, eu te întreb, cât la sută reprezintă 5 din... Deci, pe la sută ăsta egal cu cine? 5. 5 din 20. Care e procentul lui 5 din 20? Păi o să fie 5%. Nu, atenție! Pe 1 știm. Păi nu știm, o să fie... Eu ți-am dat cât la sută reprezintă 5-ul din 20. Ca și cum aș fi zis 21 din 300. Da, 21 din 300. Fie P pe 100. Așa, P pe 100. Ori 5. Nu ori 5. Ori era mai mare. Ori 20. 20. Ori 20. Egal cu 5. Deci atenție, ori era mai mare. Că din el vreau să văd cât la sută reprezintă cel mai mic. Deci, pe la sută din cel mai mare egal cu cel mai mic. Deci de aici, totdeauna, x-ul e mai mare ca y-ul. Da? Fac observația asta. X mai mare ca y-ul. Așa trebuie să fie. De tot timpul. De fapt, așa observat. X-ul a fost cât aici? 300. Și y-ul cu care a fost dat de fiecare dată a fost mai mic. Rezultatul 21, 33, 75, 93. Și mai departe. Deci, când ai cele două numere și nu știi procentul, faci pe la sută din cel mai mare egal cu cel mai mic. Da. Și acum simplificăm dintr-un 0 aici. Da, și rămâne... Iar printr-un, mai mergi printr-un 2 și aici rămâne 5. Și atunci vine P
supra 5. Egal cu 5. Egal cu 5. Adică... E 5 pe 1 aici, amplificăm cu 5. O să fie P pe 5, supra 5, egal cu 25. Supra 5, da? Adică pe la 100 ăsta e egal cu cât? 25. Pe la 100 e egal cu 25. Da? Deci în multe probleme trebuie să aflăm procentul. Cât reprezintă unul în raport cu celălalt. Și atunci noi zicem pe la 100 din cel mare egal cu cel mic. Dar pe toată lumea. Deci atunci s-a aflat procentul în care se află, să spunem, raportul în care se află cel mic în raport cu cel mare, da? Da. Facem procentul din cel mare, ca cel mic și găsim procentul. Bun. Acum, altă întrebare. Nu prea mea. Pentru că a spus că elementul din cele care am cum anei de 4, n plus 3, supra 7, reducibile și... Da, dacă sunt reducibile... Ia, dă-mi la listă de acolo, ca să mai facem și de ceva. Uite, hai să zicem așa, să se cerceteze dacă fracția, dau o fracție acolo, este sau nu reductibilă. Să se cerceteze. Adică să vedem că e reductibilă. Sau nu este reductibilă. Depinde cum reușim să vedem problema. Depinde cum vă dau. Eu vă dau aleatoriu acum, că n-am voi ieșiți așa pregătit pentru treaba asta. Dar sper să... Să dați un exemplu. Zicem așa. Da. Deci spunem, să se cerceteze dacă fracția n plus 5 supra 4n plus 2, deci să se cerceteze dacă fracția este sau nu reductibilă. Să cerceteze dacă este nu. Plus 5 egal cu teora și 4 minus 2 egal cu teora. Așa, deci plecăm. Că noi nu știm. Să fie aceasta unde. Presupune că se simplifică prin D. Adică 3 minus plus 1 trebuie să fie 3 minus plus 5 să fie egal cu D ori A. Și 4n plus 1, 4n plus 2, să fie egal cu 2 ori B. Da? 2 ori B. Și acum, de la momentul acesta, te rog să mă conduci. Va fi, prima vom amplifica cu 4 și jos cu 3. Și cu 3. Și va rezulta. Va rezulta. 12 plus... N, 12 N plus... 12 plus 20. Da. Egal cu 4B. 4 pe A. A. Unde 12 N. 12 N. Plus 6. 6 egal cu 3 D ori B. 3 D ori B. 12 N cu 12 N se scad. Așa. Adică vom scădea de jos, de sus în jos. Da, din cea de mai mare, da. Cea mai mică. Și va mâine... fi 14 egal cu deodată, D pe lângă. D pe lângă. 3 ori A, nu, 3 ori B. 3 ori B. Minus. Nu, că ați scăzut ce ai sus. A, 4, 4 A, A minus 3 B. B. Și acum cât ori cât se facă 14? Păi, de am putea să o luăm 7. 2 și 7. 1, 2 și 1, pardon, 2 și 7. 7 și 14, chiar prin 14. Da. Da. Dar e deu dacă e 1. Deci, hai să luăm. De aici, D, D-ul aparține mulțimii. Care divizorilor lui cui? Divizorilor lui 14, care sunt? 1,
2, 1, 2, 7, 7 și 14. Și dacă... cazul întâi. Hai să vedem cazul întâi. Cazul întâi. D egal cu... D egal cu 2. Cu 2. Dacă D egal cu 1, înseamnă că nu se simplifică. Da. Nu? Este irreductibilă. Hai să observăm să și pe D egal cu 1, să vedem ce se va găsi. Nu? Valoarea bună? Deci, o să vă analizăm, dar mergem cu D egal cu 2. Da. Și pentru D egal cu 2, ce devine fracția? Locuim în prima sânie. Așa. Va fi 3n. 3n plus 5. 5 egal cu? Egal cu 2 ori a. 2 ori a. De aici, scădem în... Scădem în 5. Da. Deci vine 3n. 3n egal cu 2 ori a. Minus 5. 5. Ce poți să spui despre a? Că trebuie să fie mai mare decât 3. Mai mare decât 3, ca să aibă rost, că 3, 6, 6 și minus 5. Aici e o spine, spune virgulă. Precisă, dar mai mare decât 3. Adică, deci, acum, în clipa asta, trebuie să vezi... Ar trebui să-mi deie acolo 2a, trebuie să-mi deie 2a, dar trebuie să-mi deie 11. Deoarece aș putea să le aduc pe amândouă la 6, dar nu îmi dă. Deci tu aici ar fi trebuit să completezi așa. Când ai zis 2 egal cu 2, rămânea 4a minus 3b egal cu 7. De ce? Că l-are de ură. Bine, dar noi n-am analizat cazul ăsta. Cu, nu e egal cu... Cu 2. Cu varianta... Merge cu 2 egal cu 2. Deci noi trebuie să găsim ce variante, cum arată nu, încât după ce îl înlocuim, să apară simplificarea prin noi. Asta trebuie să vedem. Adică ar trebui într-un fel să scriem 9a egal cu 2a minus 5. 9a. Spune-mi că e numai la 2, e 3. E unde ești fi 3? Da, și să fie 9a egal cu 2a minus 5. Ar merge. Și a ar trebui să fie 2. Dar nu după n merge. Ci noi trebuie să găsim forma lui n. Cum arată n? Știm că se simplifică prin 2. De aceea n-am finalizat aici. Când am zis 3 egal cu 2, 2 ori cât să facă 14? Trebuia să ne ducem și să... 7. Exact. Deci 2 egal cu 2 și de desubt adăugăm că 4a minus 3b egal cu 7. 4a minus 3b egal cu 7. Păi merge. Găsiți-mi voi o pereche de A și B. Un A și un B care îl las că se locuiesc să facă 7 aici. Deci ce pereche A și B? Cât să fie A? Cât să fie de 8? După ce l-au pus, suntem 7 aici. Dacă găsiți o pereche. Păi eu aș încerca așa. Da? Este nu, am găsit ceva gen 3b minus 4a. Păi nu-i 4a minus 3b.